Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. Florin Mureșan, ca de obicei, lunea seara alături de dumneavoastră, astăzi cu o emisiune eveniment, îi putem spune. Și asta pentru că în weekend Satu Mare a fost capitala scrimei în România. Am avut parte de turneul din circuitul european de cadete la Satu Mare cu 78 de participante din 11 țări. E singurul concurs care contează pentru calendarul european și calendarul mondial al Federației Internaționale de Scrimă din România, care are loc în România, iar acest lucru se datorează în primul rând primăriei Satu Mare, a Federației Române de Scrimă, Clubului Sportiv Satu Mare și Asociației Fencing. Un turneu excelent organizat, un turneu în care cele mai bune două floretiste și din clasamentul mondial s-au întâlnit în finale. E vorba de unguroaica Flora Pastor și slovaca Kitty Biterova. S-a terminat 15 la 5 pentru sportiva din Ungaria. Cele două sunt în top 10 mondial și s-a văzut acest lucru, un plus de valoare dat concursului nostru. Surpriza plăcută, floretistele din Japonia, care se află de câteva săptămâni bune în pregătiri în Europa, au fost la Budapesta, de acolo au venit la Satu Mare și au luat două medalii de bronz la individual și apoi au câștigat concursul pe echipe. Despre acest turneu o să vorbim în această seară. O să vedeți de altfel înregistrarea finalei la individual la feminin, o finală jucată rapid în 3 minute. Apoi declarații date după terminarea concursului individual de organizatori, de Roxana Scarlat Bărlădeanu, reprezentanta Federației Române de Scrimă și multiplă campioană, fostă componentă a echipei de aur a floretei românești cu Laura Badea în prim plan atunci și Reca Sabo. De asemenea, interviuri cu antrenorii celor două finaliste și apoi în a doua parte a emisiunii, în întregime, vom avea înregistrarea lansării de carte tot legată de scrimă, o carte document concepută și realizată de colegul nostru, de ziaristul Ștefan Ștal. Lansarea de carte a avut loc duminică seara la Casa Schwabilor și s-a bucurat de o prezență numeroasă atât a autorităților cât și a prietenilor, a colegilor, a foștilor colegi și, bineînțeles, a oamenilor din sport, din Satu Mare. Așadar, scrima la putere în primele două părți ale emisiunii, cu concursul de la sala de scrimă și apoi lansarea de carte de la Casa Schwabilor. Iar la treia parte vom vedea împreună înregistrarea meciului de basket dintre CSM Satu Mare și SCM Universitatea Craiova, o victorie la 25 de puncte pentru elevele lui Petru Eleș. Meciul cu Șep și înfrângerea de meciul cu Șep și va fi difuzată joi seara la 21:45. Tot legat de weekend, până să dăm drumul imaginilor și documentelor, să le spunem așa, video, pe care le-am realizat în weekend, să mai amintim că Olimpia s-a întors acasă din cantonament cu două victorii și un meci egal din mini-cantonamentul de la Salonta. Urmează în această săptămână alte partide de verificare. De altfel, un mare câștig pentru lotul Olimpiei. El reprezintă atacantul Alexandru Boștină, cel care a semnat un contract pe un an și jumătate cu Galben Albaștri. Antrenorii Tibicic și Mircea Bolba extrem de mulțumiți de jucător, de asemenea și conducerea s-a semnat ieri contractul la Timișoara. Tot legat de sportul sădmărean, să amintim că echipa de volei a suferit a doua înfrângere în campionat în Liga a doua. CSM Satu Mare a pierdut la Cluj-Napoca la echipa de pe primul loc cu 3-0. Iar la Popice, echipa pregătită de Gheorghe Sabău s-a calificat la turneul final după ultima etapă ce a avut loc în weekend la Târgu Mureș. Așadar, rezultate mai bune, mai puțin bune pentru echipele sădmărene în weekend. E adevărat că și adversarii au fost de calibru. Aici ne referim și la Șep și Sfântul Gheorghe la basket și la Universitatea Cluj la volei. Echipe care vor performanțe și care țintesc mai sus, ca să zicem așa, decât formațiile pe care le avem momentan la Satu Mare. Legat de sportul sălăjan, amintim surpriza oarecum neplăcută pe care ne-a furnizat-o Handball Club Zalău, 25-25 acasă cu ultima clasată cu HCM Râmnicu Vâlcea. Echipa lui Tadiș nu traversează un moment foarte bun, dar să sperăm că va reuși să termine în primele șase până la finalul campionatului și să intre în zona play-off-ului. Și ar mai fi doar de spus că această săptămână aduce meciuri de pregătire pentru Olimpia, însă nu știm câte dintre ele se vor și juca în preajma Sădmarului sau în jurul Sădmarului pentru a-i putea vedea la lucru pe băieți. Pe 1 martie e programată prima etapă din
acest an din Liga a doua, va veni la Satu Mare Uta. Până atunci se vorbește că va fi un ultim meci amical înainte cu o săptămână de debutul oficial al Olimpiei. Va fi un meci amical cu Gloria Bistrița, încă se poartă tratative și să sperăm că va fi și un teren cât de cât acceptabil pe care să se joace acea partidă. Dăm drumul imaginilor, gata cu vorba, rămâneți alături de Nord-Vest TV o seară, îi spunem noi, deosebită, cu multă scrimă, cu evenimente deosebite pe care le-am avut la Satu Mare și cu care, să spunem așa, ne mândrim și suntem bucuroși că am fost alături de ceea ce s-a întâmplat atât la sala Alexandru Cipler, cât și la lansarea de carte de la Casa Șfabilor. Îmi vine greu să vorbesc despre, eu așa îi spun, Băruștal, pentru că am descoperit nu de mult timp că avem chiar niște crengi comune în arborele genealogic. Îmi vine greu să vorbesc și nu doar pentru că este un apropiat al meu și un prieten, un ziarist și un om de excepție, ci pentru că trebuie să recunosc că sunt oarecum invidios pe el, pentru că a trăit istoria scrimei Sătul Mare, de fapt a fost implicat acolo și doar el cred că merita să și scrie această carte, Scrima sătmăreană, miracolul al sportului românesc. De ce spun acest lucru? Pentru că a trăit pe viu alături de familie, alături de soție, 5 Jocuri Olimpice, alături de fica lui, a trăit încă o ediție a Jocurilor Olimpice și ceea ce e scris în această carte e scris în primul rând cu sufletul și pe urmă ca un gazetar. Volumul este un document important al mișcării sportive de pe meleagurile sătmărene, cuprinde principalele momente ale istoriei de aproape un secol și jumătate a sportului cu sabia, spada și floreta din orașul nostru. Sunt trecute în revistă activitatea pionerilor scrimei, maestrii Paica, Vilmos, Erdei, Vilmos și italianul Virgilio Pellegrini de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, succesele obținute de Boy, Baylor, Tere, Geisel, Lutzky, Rudolf, Cipler, Alexandru și ca o paranteză spune că primele dueluri s-au tras, vă vine sau nu să credeți, în restaurantul Dacia, la Satul Mare, acum, din păcate, nu cred că mai poate fi folosit nici măcar ca a filmat niște pelicule acolo din anii 70-60 sau cam așa să spunem mai departe, dar el de la începutul scrimei sătmărene și mergând mai departe la tot ce s-a întâmplat în județ și la Carei, Halmeu, Odoreu. În carte este prezentată activitatea antrenorului emerit Alexandru Cipler, a sportivilor sătmărene Elena Șamșudeanu, Ștefan Haucler, Caterina Iencic-Ștal, Ilanea Diulăi, soția domnului Emeric Enei, Corneliu Chișu, Ștefan și Suzana Ardeleanu, Petre Cuchi, Marcela Modovan, Jac, Rozalia Oros Gomboș. Spun o paranteză, ea anul trecut a fost desemnată cea mai bună antrenoare din Germania și nu e puțin lucru, toți maestrii emeriți ai sportului. Nu sunt uitați nici sportivii care s-au obținut titlul de campion mondial pentru țările nu neapărat care i-au născut, ci pentru cei care i-au adoptat, Iosif Seppe și Zita Funkenhauser, Rita König, Monica Weber pentru Germania, Feke Teotila și Oșvad Richard pentru Ungaria. Aceștia însă recunosc cu mândrie că valoroasele titluri obținute de ei se datorează înainte de toate școlii unde au făcut primii pași în scrima antrenorilor și specialiștilor sătmăreni. De asemenea, sunt pagini dedicate și sportivilor care nu neapărat că provin din Satul Mare, dar care au luptat și au tras, au cucerit medalii la Satul Mare în sala Alexandru Cipler, Olga Sabo, Ana Pascu, Ionel Drâmbă, Laura Badea, Adalbert Gurat, Anton Pongraț, Ana Maria Brânză, Mihai Covaliu și să nu uităm pe Roxana Scarlat Burlădeanu, care e aici și pe care o salutăm cu drag și o îmbrățișăm. Și de-a lungul deceniilor trecute, scrimerii originali din Satul Mare au câștigat 16 titluri mondiale. Nu e puțin lucru. 8 pentru România, 6 pentru Germania, 2 pentru Ungaria, numeroase alte medalii mondiale, olimpice și europene. Antrenorii din zilele noastre sunt și ei demni urmași ai marilor predecesori, muncesc cu pasiune zi de zi și nu pe bani mulți, astfel încât lista campionilor și medaliaților se mărește în continuare. Ne mândrim cu două spadasine, componente ale lotului național, Simona Pop de Iarc și Amalia Tătăran. De asemenea, cu Oșvad Richard și el medaliat la Jocurile Paralimpice. Un alt aspect cu care se mândresc scrimerii sătmăreni este faptul că în rândul lor găsim foarte mulți absolvenți de universități, de institute politehnice, alte școli superioare, medici, ingineri, economiști. Eu aș spune doar atât, că scrima a dat un președinte de țară
cel puțin din ce mi-aduc eu aminte, pe care l-am și întâlnit la Satul Mare, nu era președinte atunci, președintele Ungariei, fostul președinte al Ungariei, și actualul președinte al Comitetului Internațional Olimpic este un fost floretist, campion mondial, a premiat-o pe Laura Badea la Atlanta și cred că am spus destule, nu? Dacă e să comparăm scrima cu un fel de șah pe planșă și i-aș invita pe toți cei din sală și vă mulțumesc că sunteți atât de mulți, ca la un concurs, nu știu, noi presa ne mai întâlnim la sfârșitul anului, să vedeți că nu e simplu să faci scrimă. Să pui masca, să tragi o zi întreagă și să fii acolo și să și iei medalii. Dacă pe plan național se va ajunge la concluzia că sportul e un lucru benefic atât pentru individ cât și pentru societate, nu punem și propaganda pe care o face Sătmarului acest sport și inclusiv concursul pe care l-am avut în acest weekend, cu siguranță că toți cei de aici, egiptenii, turcii, cehii, slovacii, ucrainienii, japonezii vor duce lucrurile frumoase din Satul Mare la ei acasă. Efortul autorului și ca și acțiunea noastră de astăzi, atunci putem spune că nu a fost în zadar. Eu nu pot decât să-l felicit pe Istvan că în sfârșit a scris această carte. Sper ca peste 10 ani să fie partea a doua cu medaliile pe care le vom obține la Rio și așa mai departe și la celelalte competiții. Eu cred că povestea nu se oprește aici și cei care sunteți aici și care conduceți destinele județului trebuie să vă gândiți foarte bine că scrima rămâne în sportul numărul 1 în județ și așa nu doar în 2014, ci trebuie să rămână și pe mai departe, pe viitor, până când și copiii copiilor noștri probabil trebuie să vorbească despre aceste performanțe. Îi mulțumesc încă o dată lui Ștefan Stal. Sunt mândru că pot spune că am făcut parte din familie și fac parte din familia lui și că sunt prieten cu el și cu Cristina și încă o dată îi mulțumesc și lui și promit că eu mai am niște materiale, promit că la un moment dat interviurile pe care le-am făcut cu oamenii din sport, cu Cati, cu Zan Ardeleanu, cu Mihai Covaliu, să le public și eu, nu neapărat într-un volum, dar să fie acolo ca o anexă la volumul 2 pe care o să-l scoată Istvan. Mulțumesc! Îl invit pe domnul profesor Bura Laszlo să spună de asemenea două vorbe. Stimați auditori, în anul trecut, când a apărut cartea Sătmarii Pengei în limba maghiară, atunci deja am discutat cu autorul Ștefan Stal și discutam problema că ar fi foarte bine să apare și în limba română. Apoi, nu trebuie să amintesc, sunt probleme materiale în toată, mă rog, țara, în edituri, apar edituri, cărți, volume cu probleme materiale, așa că nu s-a făcut numai în limba maghiară. Mă bucur foarte mult că acum a fost tradusă textul în limba română, într-o parte completată. Și mă bucur că particip la lansarea acestei cărți, întrucât domnul prefect a dorit ca cu această ocazie să vorbim și în limba maghiară despre carte, adică despre cartea apărută în anul trecut. Eu câteva propoziții vă spun acum despre aceste, nu multe, numai ca să mă rog să cinstim și editura în limba maghiară. Venind spre această sală, mi-am adus aminte că încep cu o propoziție, o constatație că autorul, domnul Stal, este legat, adică, da, legat de această ramură de sport cu mare dragoste, în primul rând, pentru că soția dânsului este una dintre eminenții acestei sport. Este foarte bine că a gândit la redactarea cărții și a adus toate
a cules toate documentele referitoare și aferente. Acum, în amănunte despre aceste, eu nu vorbesc, pentru că cel care va prezenta în cartea în limba română o să prezintă. Eu țin, totuși, ca să vorbim și câteva propoziții în limba maghiară, să citesc din... Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mai întâi m-aș adresa autorului acestei cărți și vreau să-i mulțumesc pentru finalizarea ei, a ideii, pentru efortul depus. N-a fost simplu, e o muncă extraordinară. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor la care v-au ajutat să materializați cartea, să o scoate și în limba română și în limba maghiară. Dar să dăm cezarului și a cezarului. Eu, în primul rând, m-aș adresa celor care fac istoria acestei cărți, respectiv actorii, eroii acestei cărți, datorită rezultatelor și a valorilor lor care se regăsesc în această carte. Ne-au bucurat pe noi sărmărenii de-a lungul timpului și prin faptul că tricolorul românesc a fluturat pe cele mai înalte catarze pe ocazia evenimentelor, competițiilor, dar și totodată duceau cu dânsii mândria noastră de sărmăreni. Aș vrea să mă refer la mândrie și o spun cu mândrie acum, că sunt mândru de faptul că în județul nostru, în municipiul nostru, acționează și funcționează în asemenea club sportiv de scrimă. Sunt mândru de sărmărenii noștri care au avut rezultate deosebite în acest domeniu. Mă gândesc la viitorul acestei activități, să spun așa, și îi îndemn pe cei care se ocupă astăzi de destinele sportului scrimei în județul nostru că să nu se oprească aici, să persevereze, iar în mine, în instituția pe care o reprezint, vor avea o permanentă susținere și o permanentă stimă în tot ceea ce faceți. În încheiere, aș vrea să-i felicit încă o dată pe cei care au obținut rezultatele menționate în această carte și întrucât domnul Florin a trecut prea ușor peste numele lui Iosif Sepeș și vă rog să-mi permite să-l aplaudăm. E de față cu noi. Și aș vrea să vă spun din tot sufletul că mă mândresc cu dânsul și mă bucur foarte mult că sunt contemporan cu dânsul și am reușit să-l cunosc personal. Vă urez tot ce vă doriți în lume și vă mulțumesc că în continuare sunteți ambasadorul județului nostru și a tot ceea ce faceți. Îi îmbrățișez pe toți cei care merită toată stima și respectul nostru. Vă mulțumesc, o să-i plăcută în continuare. Mulțumesc. Domnul Sepeși, mi-e place să-i spun că e acest Florin Piersic al scrimei românești. Adică nu vreau să-i dau drumul încă să vorbească, pentru că pe urmă nu mai vorbește nimeni vreo jumătate de oră. Așa că la sfârșit îl lăsăm pe domnul Sepeși, că altfel riscă să acapareze toată întâlnirea noastră de astăzi. Aș vrea să-l invit aici și cu mare plăcere pe actualul și viitorul europarlamentar de Satu Mare, Ovidiu Silaghi, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Să știți că răspoind cartea, eu am față de ceilalți, mulți din sală, am un mare avantaj. Am fost coleg cu foarte mulți de aici. Încă am făcut scrimă din clasa 3-a până în clasa 9-a și cu Sorin Roca, cu Cuchi, cu Gabi Bertucher, cu Rosalia Oros, normal, cu Ciper Baci, care ne-a întâmpinat de când ne-am apucat. Asta țin minte în momentul în care se punea problema să se construiască sala nouă de scrimă. Nu știu de ce trebuia să vină un general în vizită la sala veche, pe care întâmplătorul chema Dragnea, uite că se reciclează numele în istorie câteodată. Și Ciper Baci era pregătit să-l întâmpine cu Dragă, Dragă. Și când a intrat, eu ieșit Drago, Dragă. Dar rezultatul a fost bun, pentru că investiția a început și până la urmă s-a și concretizat și și poartă numele. Și este normal, pentru că țin minte sala veche de scrimă, ce target avea era ușor de văzut. Era un birou în partea dreaptă, cum intrai pe dreapta, era un birou, un telefon vechi alb cu un lacăt mic, ca să nu poți forma așa oricând. Și după aia, pe stânga, era un set de fotografii.
Și numai campion balcanic, campion mondial, campion european, campion național. Era plăcut să-ți vezi targetul. Și toți erau de mâna lui Ciper Baci, normal. După, mă rog, după aia a venit și domnul Haucler, a venit și Digula. Eu mai mult cu Digula am făcut ce drept. Dar am început cu Ciper Baci. Deci viitorul ți-l vedeai. Dacă perseverezi, uite, asta poți să ajungi. Era bine de văzut. Condițiile nu erau într-adevăr cele mai bune, că aveam țin minte atelierul unde ne făceam floretele, era pe stânga, așa, imediat, și cu soba încolo, și după aia era vestiarul băieților. Deci acolo ne făceam prima oară floretele și după aia intram la vestiar. Și era mare lucru să ai dulap, într-adevăr, că era, cum era strâmt acolo. E, după ce am obținut la un dat locul 5 pe țară, la 12 ani, abia după aia am primit și eu un dulap. Deci eram mândru că am dulap la sala de scrimă și nu mai trebuie să încar bagajul după mine. Amintiri foarte frumoase, foarte plăcute și îl felicit pe autor. Și eu mă mândresc că am făcut scrimă și cu certitudine este și regina în Satul Mare, crede-mă. Rezultate mai bune decât a avut scrima în Satul Mare, n-a avut niciun alt sport. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule ministru Ovidiu Silaghi, și invit acum pe președintele Consiliului Județean Adrian Ștef. Trebuie să spunem că această carte a apărut cu sprijinul 100% al Consiliului Județean și vă rog să-i aplaudați. Mulțumesc frumos, stimate oficialități, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun că am urmărit acum deschiderea Olimpiadei de iarnă și am văzut că Vladimir Putin a apreciat foarte mult, de fapt, ce efect benefic poate să aibă sportul în a stabili relații internaționale. Cred că nu întâmplător a promis că se va organiza circuit de Formula 1 de acum înainte de fiecare dată. Deci vedem că Rusia nu se dezminte ca și o mare putere și încearcă să-și păstreze pozițiile și în sport. Acum, dacă ne întoarcem puțin la evenimentul nostru, bineînțeles, păstrând proporțiile, că nu vorbim de Olimpiadă, dar pentru noi, pentru sufletul nostru, acest eveniment este mai important. Noi, în momentul când am gândit acest sprijin pentru această carte, eu, colegul meu, Mircea Covor, cu domnul Sepe și cu domnul Ștal, ne gândeam cum să facem, sigur, noi am fost de acord din prima clipă, sprijinim tipărirea acestei cărți și, bineînțeles, și încă un tiraj pentru cartea Limba Maghiară și pentru anul, mă gândesc, sau poate chiar pentru anul acesta, nu știu, trebuie să ne înțelegem, pregătim apariția și în limba germană atunci acestei cărți, pentru că, vă spun, sincer, noi doi ne-am gândit că acest lucru ne poate ajuta în a promova județul în Europa, pentru că noi acum, județul Satul Mare, Consiliul Județean, suntem în căutarea unor identități aparte cu care să promovăm județul nostru. Și vorba aia, unde să tot căutăm? Trebuie să căutăm la noi acasă. Scrima, sportul în general, poate să fie un foarte bun militant și un foarte bun mesager. Lucru care s-a întâmplat și s-a demonstrat și de-a lungul timpului în istorie. Noi, județul, când am decis că ne implicăm într-un proiect la nivelul municipiului sau județului, ați văzut că totdeauna a avut rată de succes. Sigur, acum nu vorbim de fotbal, dar la fotbal la fel am procedat. Acum sunt pe o linie dreaptă cei de la Olimpia și eu cred că poate ăsta e momentul cel mai bun, domnule Sepe, și să vă anunțăm că noi de la județ am decis acest lucru. Eu și prietenul meu, Mircea Govor, am spus că din acest moment ne implicăm direct în a sprijini scrima sătmăreană. Chiar îi spusesem doamnei Burlădeanu aseară că așteptăm la județ o listă cu competiții, să vedem devizele foarte clare, unde putem să sprijinim, în primul rând sătmărenii, dacă ne permiteți, pe toți cei care sunt în lotul național, dar și federația, fără doar și poate, pentru că avem un potențial fantastic. Eu sunt om de sport. Eu m-am format prin sport. Știu ce mult înseamnă sportul pentru tine în a-i forma. Deformează seriozitate, conștiinciozitate, încredere în forțele proprii și toate aceste lucruri pot fi utilizate mai târziu în societate. Avem nevoie de asemenea oameni, pentru că
Eu cred că Satu Mare până acum a fost reprezentat și eu am nevoie și avem nevoie să fie reprezentat în continuare de asemenea oameni. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Sepe și oricum o să mai avem un moment, avem o surpriză. Acum nu știu cât e de surpriză deja pentru domnul Sepe și dar pentru dumneavoastră, da. Noi de la județ avem pregătit o surpriză și domnul Sepe și a fost și pe perioada cât a practicat scrima, un foarte bun reprezentant al județului nostru, dar spre bucuria noastră a rămas și pe urmă când nu mai practică sportul. Și tocmai de aceea, asta la final, avem pregătit un moment și atunci voi spune mai multe. Deci pot să vă asigur de sprijinul județului și a Consiliului Județean în a promova schema săptămâneană. Hai să zicem că ăsta este punctul zero de la care pornim în momentul acesta, cu implicarea, s-a fost primul pas. Noi am mai făcut-o și până acum, dar eu cred că dacă gândim un calendar foarte bun, o strategie împreună cu Federația, cred că o să ne atingem mai repede obiectivele. Felicitări domnului Ștal, domnului Sepe și este important și este foarte bine că ați scris această carte. Eu cred că trebuie să treacă pe la sătmăreni prin casă, prin mâna multor sătmăreni. Poate sunt mulți care nu știu atâtea detalii. Foarte bine că le-ați scris, pentru că, cum vă spuneam, asta este un lucru important. Sportul are un efect benefic în a dezvolta tinerii și copiii noștri. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Felicitări, domnul Ștal, și vă mulțumim mult de tot schema românească, nu numai cea sătmăreană, vă mulțumește pentru această mare realizare. În ultimii ani, sportul în general nu s-a mai bucurat de astfel de apariții editoriale, de aceea pot spune că este un succes al sportului românesc. Mulțumim tuturor celor care v-au sprijinit pentru ambele ediții, și cea în limba maghiară și cea în limba română. Ne bucurăm că aici, în Satul Mare, scrima a găsit întotdeauna înțelegere și de acum înainte va avea uși deschise atât la Consiliul Județean, cât și la Primăria Satul Mare. Sunt convinsă că antrenorii vor face în continuare lucruri de excepție cu tinerii sătmăreni, lucruri de care ne vom bucura împreună, atât orașul Satul Mare, cât și întreaga România. Am să-i transmit domnului președinte Mihai Covaliu și doamnei președinte de onoare Ana Pascu intențiile dumneavoastră și sunt convinsă că împreună vom găsi un program astfel încât scrima sătmăreană să se bucure de sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată tuturor! Mulțumim, Roxana Scarlat Burlădeanu, multiplă campioană în aceeași generație cu Laura Badea, pe urmă și într-o generație cu Cristina. Și mi-aduc aminte cu plăcere că la una dintre întâlnirile mondiale ale scrimărilor sătmăreni chiar a venit la Satul Mare și a făcut o demonstrație aici. Mulțumim mult! Îl invit acum pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor. Nu întâmplător vorbește despre Ștefan Ștal, pentru că doar peste deal, așa e. Da. Suburul de Gureț, da. Bună ziua tuturor! Îmi face într-adevăr o deosebită plăcere să fiu la această lansare de carte și să de Ștefan Ștal. Da, bine a spus Florin Mureșan, Ștefan Ștal este cu rădăcini în comuna Supur. Este din Hurez, este supuran de al meu și mă mândresc cu acest lucru. S-a discutat prea puțin despre ceea ce înseamnă familia Ștal pentru scrima sătmăreană. Să nu uităm, doamna Ștal, Ecaterina, a participat la 5 olimpiade. Ceea ce este un lucru enorm de mult și de putem să fim mândri de acest lucru, a dus cinste sportului sătmărean. De asemenea, Cristina a călcat pe urmele mamei și ne-a reprezentat cu cinste la rândul ei la olimpiadă. Și eu aș fi vrut și chiar am insistat, păcat că n-am reușit, era altcineva la firma județului, vorbesc cu alte formațiuni politice, și n-am fost de acord să fie directorul clubului sportiv. Eu am insistat și atunci și sper că o să vină rândul.
Eu încă în continuare sper acest lucru. Să nu uităm că marile glorii sportive ale sportului sădmărean, care ne-a dus atâta cinste, merită și noi la rândul nostru să avem grijă de ei. Așa este corect și acest lucru trebuie să se întâmple. Dar revenim la Ștefan Ștal, o veche cunoștință de a mea, un reputat ziarist, a reușit să scrie această carte, unde, într-adevăr, scoate în evidență ceea ce, până acum, trebuie să recunoaștem, s-a discutat prea puțin. Pentru că stima sădmăreană, și după părerea mea, este regina sportului sădmărean. Am avut fotbal în divizia A, în divizia B, eu am fost președinte de club, dar niciodată, niciun sport nu a reușit să aducă peste hotare atâta faimă sădmarului și respectiv României, cât a adus scrima. Și în trecut și acum se discută de marile vălăuri din scrima românească, dar majoritatea pornesc de la satul mare. Și acest lucru înseamnă foarte mult și trebuie să fim mândri de acest lucru. De aia, corect spunea colegul și prietenul meu, Adi Ștef, noi împreună, mai cu câtva timp în urmă, chiar am discutat că acest sport trebuie să fie pus la loc de cinste și să-l sprijinim, pentru că este sportul care, într-adevăr, scoate în evidență valorile sportului sădmărean. Avem și în alte domenii, dar niciuna nu a ajuns să egaleze performanțele scrimei sădmărene. Domnule profesor, dacă știam cu, nu știu, un an în urmă, când s-a tipărit în limba maghiară cartea, fi sigur că noi, Consiliul Județean, eram și suntem oricând dispuși să ajutăm pentru tipărirea cărților de mare valoare, atât în limba maghiară, cât și cele în limba română, și vă asigur că noi suntem dispuși și disponibili să ajutăm tot ceea ce înseamnă mișcare sportivă, culturală, în județul Satu Mare. Așa că toți aici prezenți și prin presa sădmăreană puteți să vă bazați pe noi, pe Consiliul Județean, că suntem oricând la dispoziția dumneavoastră. Așa că nu rămâne decât în încheiere vreau să spun și eu două vorbe despre domnul Sepeșic, care este, îl consider un ambasador al nostru, pentru că trebuie să o recunosc și acum și în trecut, dânsul a dus mult bine sădmarului și s-a folosit, noi ne-am folosit de imaginea dânsului, pentru că să nu uităm și dânsul a plecat de aici și este campion mondial, din păcate nu sub steagul tricolor, dar tot, tricolor poate în Germania. Dar nu este nimic, este sădmărean al nostru și suntem mândri de acest lucru. De altfel, îi mulțumesc pentru bunele intenții care le are pentru județul Satu Mare și, cum domnul președinte a spus, noi încercăm prin sportul sădmărean, prin fostele glorii ale sportului sădmărean, să avem cât mai multe relații de colaborare cu țările din Uniunea Europeană. Așa că le mulțumesc tuturor, celor care au duc multă faimă și imagine bună județului nostru și precis României, și îi asigur de tot sprijinul atât a colegilor mei din Consiliul Județean. Încă o dată felicitări domnului Ștal, atât pentru cartea scrisă, și vă felicit pentru că aveți o familie deosebită care a făcut cinste sportului sădmărean. Mult succes! Vă rog, trebuie să facem un indicatoare mai multe spre Horezul Mare. De acum înainte, ca să știe lumea unde e localitatea, că ne confundă cu Horezul din Vâlcea și... Nu e, de la Supur la stânga, de așa. Avem și o biserică extraordinară de lemn acolo, dacă... Spre Corunt. Cu domnul Sepe și imediat o să arăt de tot. Poate ne înfrățim cu echipa șfabilor, dacă tot suntem în casa șfabilor aici, cu Bayer Pe Stuttgart, dacă tot veni vorba de înfrățiri. Aș vrea să
Invit să ne spună două vorbe și din partea primăriei, doamna viceprimar Marcela Papici alături de noi. Este de datoria noastră a tuturor să creăm premisele ca ceea ce cei care nu mai sunt între noi și au făcut ceva, aceste fapte să ajungă la urechile urmașilor noștri. Știm cu toții acest lucru și totuși nu cu toții investim timp, energie și bani ca să facem acest lucru. Dar din fericire, astăzi asistăm la un moment în care domnul Ștal a făcut acest lucru, îi mulțumim ca și comunitate și îmi revine deosebită plăcere ca în numele instituției pe care o reprezint și în numele domnului primar să vă mulțumesc pentru că lăsați o valoare scrisă cu adevărat societății sătmărene. Mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului Sepea și pentru intervenția făcută la domnul președinte și mulțumesc că am reușit să scoatem această carte în condiții grafice foarte bune datorită Europrintului, tipografiei care e prezentată aici de domnul Căveșin. Dar vreau să mulțumesc și domnului Ieș Iula pentru ideea de a scrie această carte. Pentru că în anul 2012, acum 2 ani, când ne-am pregătit pentru a 4-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Scrimerilor Sătmăreni, dumnealui a fost cel care a zis ar trebui să faci o carte, să faceți o carte, nu personal, mie mi-a zis, ca să rămână această generație și pentru perioada următoare în mintea sătmărenilor și în memoria lor. Așa, deci a luat naștere cartea și acum iată că ne pregătim pentru ediția în limba germană. Cred că va fi unicat ca și Întâlnirea Mondială a Scrimerilor, care de fapt este unicat. Nu prea se laudă multă lume cu așa ceva. Și apropo, toți, foarte mulți ați vorbit de faptul că scrima sătmăreană dă valori. Dă valori peste valori, dă pe bandă rulantă. Chiar aș zice că este un brand, că se folosește termenul brand, nu? E la modă. Școala sătmăreană de scrimă. Indiferent ce zice, ar putea să zică un brașovean, stai că covaliul e de la noi, sau clujenii, sau Steaua București, domnul Cuchi, unde ești? Pentru că și Steaua București trăiește, cred că suntem de acord. De pe urma școlii sătmărene de scrimă, sau școlii brașovene, sau scrimelor din Cluj. O altă problemă care aș vrea să vă spun, că în timpul adunării datelor folosit anumite însemnări ale lui domnul Coș Francisc, regretatul domnul Coș Francisc, ale lui domnul Bigula la Ioșa, antrenor, care practic au adunat date și informații, liste cu sportivi și m-am întâlnit practic cu foarte mulți profesori de educație fizică. Uitați pe nemeriți, zic eu, poate chiar și din cartea de care vorbim acum, că ar merita mult mai mult să vorbim despre acești oameni făuritori de campion. M-am întâlnit zilele trecute cu un reprezentant al basketului sătmărean, cu Banea Gheorghe, 82 de ani, extraordinar. Joacă și astăzi basket în fiecare săptămână. Iată că de ce trebuie să faci sport, nu numai pentru performanță sau pentru culori, pentru sănătatea ta. Și dacă vorbim de profesor, dați-mi voie să citez aici o listă dată de domnul Contraș Alexandru, care spune așa, că fiind învățând și ei la școala sportivă sau la școlile unde a trecut, s-a întâlnit cu oameni de sport minunați ai Sătmarului, cum a fost domnul director Gheorcan, cum a fost director adjunctilor Gheorghe, profesorii Ecaterin Nabot, Günther Mahler, Ion Ceiluții, Ileana Felmiri, Francis Tumbi, Ovidiu Groza,
Vasile Bogdan, Vasile Varga, Horvat Eva, Nicolae Kindriș, Mario Kerciu, Ștefan Haucler, Iosif Botca, deci și scrimării care intră în această listă de, de profesori. Și poate n-ar ști ca, nu știu cine, să se facă odată o monografie și cu acești oameni minunați ai sportului sărmărean. La mulțumiri am zis deja și pentru domnul președinte al Consiliului Județean, am zis domnului Ieș, mulțumesc de fapt doamnei Tot Clavi care ne-a ajutat mult la pregătire. Domnul președinte, vă rog să aveți grijă de doamna Tot că lucrează foarte bine. Și mulțumesc fiicei mele pentru ajutor. Mulțumim domnului Postehaisler pentru găzduire de aici și înainte de toate prietenului nostru comun, domnul Iosif Sepe, și că ne găsim aici în Casa Șrobească și poate venim și la ediția în limba germană a cărții. Două cuvinte în limba maghiară doar. Rendhagyó könyvben mutatót tartunk, először is azért, mert sportkönyvről van szó, ami elég ritka, hogy ne mondjam, egyáltalán még nem találkoztam vele az elmúlt évtizedekben. Másrészt az, hogy két nyelvű bemutatót tartunk. Milyen jó lenne, ha minél többet lehetne ezt az ilyen típusú eseményt megismételni. És a Schwabházról lévén szó, majd megkóstolunk egy schwab bort is a Leicher pincészettől. Köszönjük szépen a Leicheréknek. Köszönöm, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy együtt lehettünk. Mulțumesc, am fost împreună câteva minute. Mulțumesc, domnule. Dar nu în ultimul rând, nu, Florin Piersic, ca scrimei românesc, domnul Iosif Sepe și Canucu, în jurul lui nu mai crește nimic. Dragi prieteni, dragi cetățeni al județului și al municipiului Satu Mare, dragi reprezentanți, trebuie să fiu foarte sincer, n-am întâlnit, și eu am fost 40 de ani în politică, n-am întâlnit o trupă pe care văd în fața mea așa de unbirocratiș când m-am dus eu la voi și am vrut să cer numai jumătate ca să finanțăm cartea asta. Deci domnul Adrian Ștef cu domnul Mircea Gogor, dar și domnul Prevei Avram, imediat, fără să gândească un minut, i-a acceptat și cu asta avem în limba română, limba maghiară, cartea. Prima dată mulțumesc Forumul German că ne-a dat la dispoziție sana astăzi, că avem un concurs de scrimă și am avut puțină neînțelegere și cu municipiul. Cred că asta pentru viitor o să rezolvăm, pentru că nu vrem că țara noastră, că e așa de frumoasă, ca să avem în ultimele 3 ani de zile un circ cum este în momentul de față între președintele și guvernul României, că am fost la Bruxelles și eu nu înțeleg. Foarte bine a spus domnul Mircea Govor că tricolorul era altfel unde am câștigat campionatul mondial, dar eu am câștigat 6 cupă mondială și o balcaniadă pentru tricolorul nostru și atunci s-a întâmplat ceva, nu știu de ce, n-am mai primit viză de ieșire și atunci o să spun, atunci era imnul nostru pe care a rămas în inimă. Bine, textul, restul textului, nu când te slăvim de Românie, pământ părintesc. Și cred că asta a fost un imn foarte frumos. Avem noi compozitori foarte buni, cum au și rușii, cum au schimbat imnul. Dar atunci am spus, ce bine că am venit înapoi, astăzi, la voi, că atunci trebuia să spun de ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă,
Să fii rămas eu la scrimă, să fii eu rămas la spadă. Atunci eu nu mai rătăceam la atâta căi răzdețe și aveați și voi astăzi un stâlp la bătrânețe. M-am întors, sunt foarte mândru că pot să fiu reprezentantul județului Satu Mare. Deja am pornit o înfrățire cu una dintre cele mai bune și competente județul Ostalb, unde sunt cele mai renumite firme din Germania și din Europa, avem și centrul inovativ și sper că o să continuăm ideea domnului Iieș. Când am organizat întâlnirea scrimerilor pretutindeni, deja discutam cu județul, o să fie în, la anul. Anul acesta nu, că olimpiade, e și campionatul mondial de fotbal, deci sunt mai multe încercări și vedeți sportul ce ne dă nou și scrimă. Știți cine este responsabil în Rusia pentru olimpiada de la Sochi, pentru Formula 1, pentru campionatul mondial în, cred că, 2018? Nu altcineva ca Franz Beckenbauer. I-a dus Putin că are nevoie de cineva să organizeze bine și asta sper și eu să încerc pentru viitor, să organizăm bine colaborarea cu județul din Ostal și să avem un avantaj foarte mare. Chiar asta spuneam ieri, ce se arată în televiziunea germană, că de la 1 ianuarie o să vin din România, din Bulgaria, oameni, ne arată alte fețe și chiar după două săptămâni ne-a arătat, domnilor, avem nevoie de doctori, ingineri, avem asistente medicale, ne lipsește și astăzi cel puțin 15.000. Eu sper că o să colaborăm foarte frumos, dezvoltăm județul. Și nu uităm istoria orașului, nu numai sport. Eu spun totdeauna industrie, cultură, sport. Asta trebuie să fie o sinergie. Eu când m-am întors înapoi, am găsit unii un Satu Mare care era cam la pământ și erau niște colegi de liceu și am pornit. Și în 3 ani de zile am avut deja un export de 30 de milioane de dolari. Între timp s-a privatizat, dar o să începem o colaborare cu Universitatea din Satu Mare, deci Universitatea din Cluj. Deja am luat legăturile cu Universitatea din Alen și o să fie pentru tineretul sătmărean, cred, spre binele. Vă mulțumesc că ați venit aici. Și sper că o să aducem cărțile și la București, vreau să fac la București, la Federația Română de Scrime, unde sunt acum membru al Comisiei de Marketing și de Propaganda și avem pentru viitor o organizare, când o să fiu în aprilie cu domnul Covaliu și cu doamna Pascu și pentru Satu Mare, sper că o să fie pe binele nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Sepe, și nu spuneți noi doar ce la liberale, că așa se spune. Îi mulțumim mult! Și uite ce înseamnă globalizarea. Prima ediție a Cupei Sătmarului, trofeu, ediția 5 a Cupei Sătmarului, merge în Japonia. Astăzi au câștigat pe echipe fetele din Japonia, Cupa Satu Mare, ceea ce nu e puțin lucru. Dar acum, pe final, pentru că s-a vorbit de o surpriză, e bine, invit aici pe domnii Adrian Ștef și Mircea Govor. Profit de acest moment și nu numai eu, dar împreună cu prietenul meu, Mircea Govor, doresc să vă invităm la Gala Laureaților, eveniment organizat de Consiliul Județean, eveniment în care în fiecare an scoatem în evidență acei sătmăreni care s-au remarcat în decursul anului trecut sau de-a lungul activității
de-a lungul vieții, datorită activității derulate, au adus, au avut merite deosebite și au reprezentat județul Satul Mare cu cinste. Ei, acum am fost într-o situație extrem de dificilă, delicată, pentru că avem printre nominalizați pentru a lua premiu pe cineva care mâine nu va fi alături de noi. Și nu numai că este nominalizat, dar va lua și premiu. Și atunci ne gândeam cu domnul Govor ce să facem. Cum rezolvăm acum această ecuație, care e necunoscută, dar e clară și nu știam cum să facem. Evenimentul nu se putea aduce duminică, avionul pleca oricum sau programul domnului Sepe și nu permitea ca să rămână alături de noi. E atunci am spus, cred că acesta este cadrul potrivit pentru a-i înmâna acest premiu. Și am fost deosebit de onorați că tot acest moment se leagă și de această lansare de carte, se leagă de tot ce am gândit pentru județ, legăturile care prin intermediul domnului Sepe și încercăm să le legăm cu un alt județ din Germania. Cum vă spuneam, în acest moment noi suntem în căutarea unor legături cu landuri, cu județe, cu regiuni din Europa și vedem că domnul Sepe și mulțumesc pe această cale și numele meu, numele lui Stimcea Govor, numele județului Satul Mare, faptul că s-a oferit ca să ne ajute și să fie reprezentantul județului Satul Mare în Germania, deja o face, vă spun, deja face acest lucru. A făcut-o și înainte, poate nu ne-am folosit de domnia sa cât ar fi trebuit. Eu vă promit că ne vom folosi de acum. Să trăiască mult. Și avem nevoie de acest ajutor. Doar pe scurt, voi da citire câtorva lucruri despre domnul Sepeși. Sigur, poate foarte mulți dintre dumneavoastră le știți. Poate sunt câteva date care nu le știm și acum le vom afla. Un adevărat exemplu al patriotismului local săpânean, iubitor al meleagurilor natale, care și după ce s-a stabilit în Germania, revine frecvent acasă, se interesează de evenimentele din orașul natal, se bucură de succesele înregistrate, se nervează la eșecuri și, înainte de toate, este un reprezentant de nădejde al săpmărenilor în Germania. Sport care va aduce în anii următor numeroase succese, prea de fapt îi datorează și cariera profesională ieșită din comun. După bacalaureat, este transferat la Steaua. În anul 1970 se întoarce la Satul Mare, dar din motive necunoscute, cum spunea și domnul Sepeși, autoritățile refuză să-i acordă viză de ieșire din țară. Astfel nu este de mirare că atunci când primește din nou pașaport pentru Cupa Mondială de la Milan, în ianuarie 1972, nu stă mult pe gânduri și face pasul vieții. Ia legătura cu consulatul german, fiind de origine germană, pentru că expediază operativ în Germania. În 1973, fiind membru al echipei Germaniei, câștigă titlul de campion mondial, iar după revenire va fi decorat cu medalii și diplomele federale. Un alt capitol al vieții campionului german constituie preocupările sale profesionale, după ce încetează activitatea sportivă. Lucrează ca manager la firmele Alstar, Ulma, Audax Holding, iar în prezent este director adjunct al firmei Schutt-Grupp din Heidenheim, care produce arături pentru Rusia, India și China. Din 2001 a acceptat și funcția de consilier este european al firmei Wintershall Airgas, proprietatea cerului Gazprom din Rusia. Este membru onorific al Forumului Economic German în Satul Mare. Vine în mod regulat acasă, are relații bune cu autoritățile locale, reprezintă interesele județului în landul Baden-Württemberg, coordonează aspectele financiare ale întâlnirilor mondiale ale schimerilor săpăreni, are relații de prietenie cu autoritățile din Ungaria, este un bun prieten cu fostul președinte al Ungariei Pasi. Și, în ultimul rând, Iosif Sepeș este unul dintre inițiatorii editării volumului despre istoria scrimei săpărene în limbele română și maghiară și pregătim și în limba germană. Domnule Sepeș, și vă invit aici, alături de noi.
și permiteți-mi să propunem așa de aici, să trecem la prezentație. Să începem. Premiul. V-am regăsit în sala de scrimă Alexandru Ciper, un eveniment deja de tradiție, a cincea ediție a Cupei Sătmarului și ca de obicei Nord-Vest TV transmite finala competiției. Dacă anul trecut avem o finală 100% românească între Mălina Călugăreanu și Maria Boldor, anul acesta nu mai avem nicio româncă în finală. Avem o finală între o reprezentantă a Ungariei, Pastor, și o reprezentantă a Slovaciei, Biterova. Ca de obicei, alături de mine, Dan Șuta, antrenorul de floretă de la Clubul Sportiv Satu Mare. Șuti, cele mai bune sportive din concurs se întâlnesc în finală. Bună seara, dat și telespectatori. Da, cele mai bune sportive din concurs în finală, în dreapta dumneavoastră, Kitty Biterova de la Clubul Sportiv de Scrimă din Samorin, Slovacia, în stânga Flora Pastor de la Clubul Sportiv Törekvés Budapesta din Ungaria. Câteva date, sportiva Kitty Biterova, născută în anul 1997, este ultimul an de cadetă la această competiție. Ea se situează în momentul de față pe locul 3 pe lista calendarului circuitului european, ocupă locul 3 în acest circuit. Sportiva din stânga, Ungaria, Flora Pastor, născută în anul 1998, deci cu ea ne mai putem întâlni și anul viitor în această competiție, este mai tânără cu un an, ocupă locul 11 în circuitul european în acest sezon, deci o întâlnire putem zice de top, locul 3 cu locul 11. În momentul de față, sportiva din Ungaria conduce cu scorul de 3-0. După cum bine știți și bine v-am obișnuit, lupta decurge pe parcursul a 15 tușe valabile, 3 reprize de câte 3 minute cu câte 1 minut pauză între ele. Deocamdată, în ciuda faptului că se află pe locul 11 în circuitul european, sportiva din Ungaria domină clar bătălia, 4-0 scorul pentru ea. Ambele sportive au învins în semifinale reprezentante ale Japoniei, o prezență inedită la Satu Mare, dar care iată că a adus sportive în top 4. Japonia, îmi spuneai că e de câteva săptămâni în Europa, se pregătit la Budapesta, e 6-0, iată, Pastor prinde, să spunem așa, un moment foarte bun la început, în primul minut al finalei, conduce deja cu 6-0. Japonezele ne-au surprins, foarte tenace, micuțe, foarte rapide. Este adevărat, noi cunoaștem asiaticele, nu doar pe cele japoneze, cunoaștem Japonia, China, Coreea, sunt foarte bine pregătite tehnic, stau foarte bine pe picioare, se deplasează cu o viteză formidabilă, e mare lucru. De o curiozitate, vă voi informa vârsta acestor sportive, deoarece am o bănuială că ele încă și la anul sau par chiar și peste 2 ani vor participa la această competiție și chiar și așa au ajuns până în ultimul act, dobândind cele două japoneze, micuțe sportive din japoneze, medaliile de bronz la această cupă Satu Mare, cea de-a 5-a ediție. Cum au stat româncele și sătmărâncele, cele 4 elevele tale? Cele 4 eleve din Satu Mare, antrenate de către mine, doamna Surducan Simona și domnul Ijac Arnold, au intrat toate în primele 32, deci în repeșaj, unde prima dată a pierdut bătălia Andreea Potor, ea împlinit 14 ani acest an, după aceea a fost urmată de Adriana Hoidu, cu 16 ani împliniți în acest an și ea la anul încă mai trage, iar pe cel mai bun loc s-a clasat Alexandra Lazin, pe locul 10, ea pierzând la mustață intrarea între primele 8. Din păcate, nicio altă sportivă din România n-a reușit să intre în primele 8. Între locurile 9-12 sunt 3 sportive din România. Am văzut-o și pe sora Mariei Boldor, nici ea n-a reușit să intre în primele 8, în finala de 8. Avem să spunem așa, nu putem avea la fiecare categorie de vârstă vârfuri, nu? Cum s-a întâmplat sezoanele trecute cu echipa lui Ducu. Da, dar după cum bine vă aduceți aminte, doar anul trecut echipa antrenată a reușit să câștige atât la individual cât și la echipe. Deci avem în față un procedeu de creștere a valorii, cât și tehnic și tactic, și fetele noastre vă asigur, atât cele din Satu Mare cât și cele din România, la anul se va vedea o altă diferență. Cele care anul acesta au 16, la anul
17 ani se vor bate pentru intrarea în 8, cele de 14 ani vor fi cu un pas mai în față. Este un proces firesc, doar marile talente sau anumite vârfuri reușesc să ajungă între primele înainte de a ajunge la vârsta limită a competiției. Deci avem speranță ca Floreta Feminință să revină acolo unde este locul. E la Satu Mare și trebuie să spunem acest lucru, ne mândrim cu lucrul ăsta. Vine de fiecare dată cu drag domnul Petruș, este unul dintre cei mai mari antrenori pe care a avut sportul românesc și vine cu drag mereu la Satu Mare. Petru Cuchi e aici și el, un sătmărean dublu campion mondial, deci lume bună prezentă la această competiție. După cum bine zici, domnul Tudor Petruș este unul dintre mentorii mei, este o legendă a floretei românești, este, pot să spun, cel mai titrat antrenor de scrimă din România în momentul de față, are în palmaresul său titlul de campioană olimpică cu Laura Badea la Atlanta în 1996 la individual, echipa vicecampioană olimpică în același an, are multiple titluri de campioană mondială la individual cu diferite fete, multiple titluri de campion mondial cu echipa României la proba pe echipe, campioană europeană individual, campioană europeană cu echipa, deci este una dintre legendele vii ale scrimei românești, iar Petru Cuchi, sătmărean de al nostru, de fiecare dată la această competiție face deplasarea acasă la Satu Mare să se bucure împreună cu noi de acest spectacol. Este fost campion mondial de tineret pentru Satu Mare. Ne mândrim cu el și suntem bucuroși că este alături de noi la această competiție. 9 la 4, abia prima repriză, dacă îi putem spune așa, a trecut 1 minut și 45 de secunde, 43 de secunde, 9 la 4 pentru Pastor, pare a reveni încet Biterova, dar parcă o văd stânjenită pe slovacă, nu găsește răspuns la jocul lui Pastor. Da, așa pare, să nu uităm, fetele se și cunosc. Este un an diferență între ele, particip cam la toate la aceleași competiții, fac cantonamente împreună, fiind țări vecine în Slovacia și în Ungaria. Biterova se află constant o dată pe lună în Budapesta la vreun concurs, cum la fel Pastor Florea se află în Samorin sau în Bratislava la concurs cel puțin o dată pe lună, deci fetele se și cunosc, au făcut și antrenamente împreună. În momentul de față, după cum decurge șlubia, putem spune că Pastor Flor are un pic mai multă experiență și știe să rezolve mai bine situațiile pe care le provoacă sau pe care îi le provoacă adversarea ei. 12 la 4, nu cred că o să avem 9 minute. Nu vom avea surpriză, scorul se modifică 13 la 4 într-o paradă riposta sportivei din Ungaria. Eu sunt ferm convins că în prima repriză se va și sfârși această luptă, deoarece cu ochi de antrenor se vede clar cine domină lupta tactic, cine domină lupta tehnic și e greu să revină la 13-5. I-a căzut moralul sportivei din Slovacia. Dacă printr-o minune nu va reveni, Pastor Flora nu mai avea necazuri și va da ultimele două tușe încă în această primă repriză. 14 la 5. Un turneu reușit, 78 de floretiste am avut la această competiție și final cu Pastor Flora câștigând ediția 5 a Cupei Satu Mare într-o finală. Mulțumim lui Dan Șuta. Vă mulțumesc și eu și mâine competiția la băieți individual și proba pe echipe la fete. S-a mai avut și arbitru principal Săvianu la această finală. De asemenea, urmează festivitatea de premiere. Va prezenta, să spunem, această festivitate Roxana Scarlat Bârlădeanu, multiplă campioană a României și componenta echipei de aur a Floretei Românești din ultima, să spunem așa, generație cu Laura Badea. Vom vedea de asemenea festivitatea de premiere și cu siguranță vom mai avea surpriză de la sala de scrimă, un eveniment deosebit organizat în municipiul Satu Mare, Cupa Sădmarului, Cupa Satu Mare, ediția 5-a în circuitul european de cadete la Floretă. Thank you.
Pe locurile 3, Karim Miyawaki, Kihihiro Mori, Japonia. Primar, felicitări, primăria s-a implicat total în organizare și a ieșit excelentă a cincea ediție a Cupei Satu Mare, din nou la înălțime și competiția, cred eu, din toate punctele de vedere, o reușită. Mă bucur extrem de mult, știți foarte bine că primarul și Consiliul Local sprijină mișcarea sportivă, în special scrima, care rămâne un sport extraordinar. Sperăm că anul viitor să avem și noi sportivi care să intre în primii patru. A fost un concurs de înaltă ținută, un concurs foarte bun, foarte bun apreciat de toți care au și participat și care au și antrenat. Anul viitor sperăm să fie ceva mai frumos și mai bun. Vă gândiți și la competiții pentru spadă și pentru alte arme? Da, m-am gândit și am discutat și cu domnișoara Roxana, reprezentanta Federației de Scrimă. Am transmis mulțumiri doamnei Ana Pascu, domnului Covaliu, pentru sprijinul acordat municipiului Satu Mare și am cerut în calitate de gazde să organizăm mai multe competiții de rang foarte înalt. De ce nu competiție de spadă, de ce nu în continuare și seniorii, cei mai buni și cei mai buni să vină să îi putem vedea în Satu Mare. Japonia, Egipt, Slovacia, Ucraina și multe, multe, multe țări europene. Într-adevăr, de asta am spus, a fost un concurs extraordinar. M-am bucurat văzându-le pe cele două japoneze că au ajuns în semifinale, foarte, foarte vivace, cu toate că fizicul nu este la fel ca și al europencilor, cum a fost concurenta din Ungaria, cum a fost concurenta din Slovacia, dar foarte, foarte luptătoare, luptătoare. Mă bucur că au câștigat un european, nu trebuie să se supere, dar anul viitor sperăm ca și fetele noastre să facă parte din primele patru. Cu multă plăcere și oricând. Alături de mine sunt doi antrenori, să spun așa, fericiți, unul al câștigătoarei și unul al finalistei și Dan Șuta, care va fi translatorul meu.
Începem cu câștigătorul, nu? Felicitări pentru victorie, deși sportiva din Slovacia era mai bine cotată. Două vorbe despre final. Fordici, da, zi. Cred că nu trebuie să traduc acest gest de mulțumesc frumos. Dânsul se numește Sándor Belicoi, este antrenor la clubul Török Vas Budapest, antrenor al lotului național al Ungariei și antrenor al lotului național Ungariei paraolimpic. Sub comanda lui, sportivul din Satu Mare, Dici Osvat, a ieșit cu rezultatele care le știm foarte bine, locul 2 la Paralimpiada de la Londra și vă rog frumos. Două vorbe despre finală și despre concurs. Ez volt az utolsó verseny az Európa-bajnokság előtt, azért is nagyon fontos volt, és ez a jó vívás azért önbizalmat ad a munkához, ami még kell az EB-ig, úgyhogy nagyon örülünk. A fost ultimul concurs înainte de participarea la campionatele europene de cadeți și juniori. A fost ultima etapă. Această bună comportare a sportivei dânsului umple inima de bucurie și este bucuros că așa au ieșit lucrurile. Îi dă încredere cu privire la participarea la campionatul european de cadeți și juniori. În ultimii 2 ani, cine a urcat pe podium la noi a luat medaliile europene și mondiale. Vă bucură acest lucru? Utóbbi 2 évben, aki nálunk itt döntőt vívott, mindenki érmet hozott az Európa-bajnokságon. Örülnek ennek a ténynek? Ennek nagyon örülünk. Igen, nagyon örülünk neki, hát, ez egy jó dolog. Szeretnék, ha folytatódna, nagyon. Kumbacintil a Szatumárek. Hogy éreztek magukat Szatmárnémetiben? Hát én itt 1955-ben voltam először, nekem a nagyapám itt lakik, vagy lakott 3 házzal arrébb, úgyhogy én ide hazajövök. El vine acasă pe meleagurile Sătmărene din anul 1955. Bunicul dânsului locuiește la 3 case de sală de schimbă din Satu Mare. A locuit. Domnul mi is már nagyon régen járunk ide, szeretünk ide nagyon járni, mert nagyon otthonias, ilyen hazaias az atmoszféra, nagyon jó rangos a verseny, és az mellett elég sokszor már elég jó eredményeket is értünk el, úgyhogy az meg pláne egy plusz. Úgyhogy mi is szeretünk ide nagyon járni. De mulți ani vin la Satu Mare, dacă eu îmi caut în amintiri cam din 1994, vine ca și acasă, se bucură că acest concurs are o calitate deosebită și pentru ei a fost un ultim test înainte de europene, vine cu drag la noi, sunt prieteni buni și ei amândoi, sunt prieteni buni și cu mine, deci noi formăm, putem zice, o familie a scrimei din acest est al Europei. Biterova era favorita, a treia la concurs. Ce s-a întâmplat în finală? Papírforma szerint Biterova volt a harmadik, Flóra csak 14. Mi történt a döntőbe? Hát a lányoknál a papírforma sokat nem számít. A jobbik, pillanatnyilag jobbik felkészült vívó győzött. Úgy, ahogy itt a kollégám mondta, nincs sok idő már az Európa-bajnoksághoz, nekünk is ez egy jó tanulság, tudunk dolgozni, látjuk, hogy mik az hibák, min kellene még dolgozni. Hála Istennek van még annyi idő, hogy esetleg megpróbáljuk az Európa-bajnokságon ezt a hasznunkra fordítani. A papírforma az a lányoknál nem nagyon szok kijönni, én azt mondom. Lehetett volna fordított eredmény is, de nem azért, mert a papírforma van, hanem azért, mert esetleg jobban vív a melliklány. Nu totdeauna ce e pe hârtie, cum ați văzut, este real și în viața reală. Sportiva mai pregătită în momentul de față, tehnic, tactic, cu mai multă experiență, este sportiva din Ungaria, Flora. Pentru ea a fost un test bun. Domnul antrenor a spus că a observat și știe ce are de corectat. Timpul e scurt, dar încearcă să corecteze până la campionatul european, ca acolo sportiva dânsului să se prezinte în forma cea mai bună. V-a mirat prezența Japoniei la Satu Mare și cât de mult a contat faptul că, iată, au adus 3 sportive în primele 8? Csodálkoztak, hogy japán is részt vesz Szatmárna az versenyen, és mennyire számított, hogy 3 japán kislány az első 8-ba tudott végzni. Nagyon jó, hogy itt voltak a japán vívók, ez a komplett csapatuk az Európa-bajnokságra, tehát örülünk, hogy vívhattunk velük. Egy elég erős csapat, vívó nemzet, úgyhogy nagy hasznára volt a felkészülésnek is az, hogy itt voltak, és hát megvertük őket, azért az fontos. Hát ezt ebben teljesen én is egyetértek, és még azt mondom, hogy tehát a összes ilyen nagyobb ázsiai vívó nemzettel nagyon jó vívni, mert egy kicsit más a vívásuk, nagyon, nagyon jó lábmunkával rendelkeznek, és aki, azt mondom, hogy aki már ellenük is tud produkálni, az már nem gyenge vívó. És ezért
ezért az egy nagy siker, hogy európai nyerte, és sőt, az döntőben két európai volt, és nem japán. Sunt foarte bucuros că au reușit să-și încrucișeze floretele cu floretistele din Japonia la Satu Mare, deoarece Japonia a venit cu prima echipă, echipa cu care va participa la campionatul european de scrimă. European și la campionatul mondial, mă scuz că vorbim de Japonia, la campionatul mondial de scrimă. Sunt cei mai fericiți că au reușit să le bată pe aceste concurente. Pentru ei este un test bun pentru proba și în individual și de echipe la campionatul mondial. Cum domnul antrenor din Slovacia a spus, întâlnesc stiluri diferite. Deocamdată au reușit să rezolve problema cu acest stil pe care îl practică asiaticele. Drept dovadă, două europeni ce au fost în finală și asiaticele au terminat pe locurile ocupătoare de bronz și parcă pe locul 6 sau 7-6. La europene, ce obiectiv aveți? Mică, az obiectivul mă, că az Europa Bajnokságra. Az objektívum, az esélyek? Esélyek, igen, igen. Hát Flóra egy fiatal kislány, még nem volt ilyen nagy versenyen, csak tavaly először, úgyhogy meglátjuk. Ha, én csak mindig azt szoktam mondani, hogy vívjon jól, és ha jól vív, akkor lesz esély. Nálunk a helyzet egy picit más. Mi nagyon sokat, az utolsó három évben nagyon sok ilyen Európa kupát végigjártunk. Egy nagyon tapasztalt lányról van szó, akinek nagyon kívánom, hogy végre kijöjjön. Az mellett meg kell mondani, hogy van Európában egy tizen valamennyi lány, akiből szerintem nyerhet mindenki a pillanatnyi forma szerint. Tehát ha nem mi fogunk nyerni, de jól fogunk vívni, akkor nem leszek szomorú. Viszont ha nyerünk, benne van az is a pakliba, vagy akár esetleg döntőben legyünk, vagy érmesek legyünk, az ugyanúgy benne van, mint akár a 16-ba végezünk, mert azért Európában most pillanatnyilag olyan nagyon-nagyon kiugró nincs, de van 10-10 inkább így mondom lány, aki nagyon-nagyon erős, nagyon jó taktikailag, technikailag, és majd a pillanatnyi forma fog dönteni. Referitor la Sportiva din Ungaria, după cum am spus, este născută în 1998, deci este mai tânără, mai are un an. Anul trecut a tras prima dată la o competiție de asemenea avengură ca și campionat european sau mondial. Dar, cum spune domnul antrenor, el este fericit când sportivele lui trag bine. Că dacă sportivele trag bine, rezultatul va veni de la sine. Cu referință la ce a spus domnul antrenor din Slovacia, el cunoaște foarte bine, umblă cu fata deja de ani de zile la aceste competiții. În momentul de față sunt vreo 10 fete în circuitul european care oricând pot să câștige acest campionat european sau 10-15 în Cupa Mondială care oricând pot să câștige campionatul mondial. Depinde de ziua când se trage concursul, sunt fete, să nu uităm, ar fi foarte bucuros dacă fata lui ar reuși să câștige, dar dacă va trage bine și atunci va fi bucuros, va fi greu. Roxana Brlădeanu, Scarlat, cunoscută pentru iubitorii de sport, felicitări pentru ce s-a întâmplat din nou la Satu Mare. Mulțumim frumos, vă mulțumesc în numele Federației și al domnului președinte Mihai Covaliu și al doamnei Pascu, președinte de onoare al Federației Române de Scrimă, dar felicitările trebuie adresate organizatorilor de pe plan local, respectiv primăriei Satu Mare, Consiliului Local și Clubului Sportiv Satu Mare. Ne bucurăm că au înțeles să fie alături de Federația Română de Scrimă și să sprijine acest eveniment. Este un eveniment nu numai al scrimei sădmărene, ci și al scrimei românești și a devenit chiar a depășit nivelul european prin participarea echipei Japoniei și echipei Egiptului pentru prima oară la această competiție. Ne-a surprins prezența lor și obținerea japonezilor. Ne-a surprins prezența japonezilor, dar atât Japonia cât și Statele Unite au înțeles că pentru a avea un clasament mai bun la debutul campionatului mondial au nevoie să participe la circuitul european de cadeți. Astfel că pe viitor sunt convinsă că vom avea surprize de genul acesta prin participări ale țărilor de din afara Europei. Cred că nu poți să fii decât foarte fericită și tu și Laura, pentru că floreta românească feminină revine încet, încet în top. Ne-a bucurat medalia obținută anul trecut de Maria Boldor la campionatele europene de cadeți și clasarea după ce a luat argint aici și clasarea echipei pe locul 4 la aceste europene de cadeți și pe locul 6 la europenele de juniori. Sperăm să reușim împreună să reconstruim o echipă de floretă feminin care să revină pe podiumuri la cele mai înalte competiții. Voi ce faceți? Laura, ce face? N-a mai fost de mult la noi. N-a mai fost de mult la dumneavoastră. Este și ea foarte ocupată. Își desfășoară activitatea la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Dar
toți suntem în slujba scrimei, oriunde ne-am afla, punem umărul, punem o vorbă bună și ajutăm cu tot ceea ce putem, astfel încât scrima românească să rămână acolo unde este locul și anume în elita scrimei mondiale. Stăm în sala de scrimă din Satu Mare, nu putem să nu amintim că avem două sădmărenceni, echipa națională de spadă, chiar dacă Ana Maria Brânză e locomotiva, dar avem și noi două vagonete acolo, pe Ana Maria și pe Simona. Scrima sădmărean a pus umărul la rezultatele echipelor naționale de-a lungul timpului, atât prin floretiste, floretiști, spadasine, a venit rândul spadei feminin să facă cinste României la competițiile internaționale și ne bucurăm că Satu Mare a dat două reprezentante de bază în echipa de spadă feminin, respectiv Simona Pop, Deac, și Amalia Tătăran, care, din partea căreia sperăm o medalie la campionatele mondiale de junior și apoi, de ce nu, și mai departe la nivelul seniorilor. Când îl vedem și pe Mihai Covaliu revenind la Satu Mare, n-a mai fost de mult. Acum, în calitate de președinte, și cum e cu el ca președinte? Sunt aceeași generație, practic. Sau chiar e mai mic decât voi? Mihai Covaliu este mai mic decât Laura și decât mine. Este un om care va face performanță, indiferent de funcția pe care o deține. A făcut performanță ca sportiv, a făcut performanță ca antrenor și va continua să facă performanță și din funcția de președinte al Federației Române de Scrimă. Îi pare tare rău că nu a putut fi prezent la această ediție a Cupei Satu Mare, pentru că a fost alături de echipa României la Madrid, unde Tiberiu Dolniceanu a și obținut medalia de bronz astăzi și îl felicităm pe această cale. Mihai va veni cu prima ocazie la Satu Mare, fiindcă îndrăgește școala de scrimă sădmăreană și respectă valoarea acesteia. El știe că întotdeauna scrima românească s-a bazat și se va putea baza în continuare pe susținerea scrimei sădmărene. Mulțumim Federației Române de Scrimă și vă dorim mult succes și la Rio cât mai multe medalii. Să dea Dumnezeu, am să transmit la București aceste urări. Salutări lui Mihai, în primul rând, din partea noastră. Mulțumim!